mașini, aici și aici. Mai încolo nu erau mașini. Și eu, pe neașteptate, iese trei, nu știu, atacă, și m-am conjurat și eu m-am dat la o mașină în pași, ca să am aparat. Mă aparam de aici și de sub mașină veneau, de tot parte părțile veneau. Și când m-am dat să fug încolo, bordiorul ăsta-i sus, și eu am căzut, și, dar m-am mușcat, nu știu când, ori în moment ceală, dar m-am mușcat de picior. Și aici m-am spălat și m-am dus la taxi. Deodată m-am dus la taxi, că știam că curge sângele. Și am vrut să mă duc acasă, dar când am văzut că curge sângele și rupt așa ruptură mare. Mihail Nimerenco povestește că în amiaza zile de sâmbătă se întorcea acasă de la cumpărături. Bărbatul afirmă că la un moment dat o haită de câini l-au înconjurat, iar în câteva minute pantalonii erau deja rupți. Noroc de oamenii din jur care au fluierat și au strigat la câine vagaboni, spune bărbatul, care afirmă că a tras o sperietură soră cu moartea. Nu am putut să apăr cășesă, de sub mașină, din parte. A fost așa situația, eu de unul nu mă tem de două, dar aici șase, șapte. Și am fugit spre monument, spre unde ca să fug de dâns. Când încolo încoace bordurul lung și am căzut, m-am mușcat și am fost la doctor. Și amul el trebuie să privesc șase priviși, este vaccine. În 90 de zile, până în 6, azi am fost la traumatolog. Și eu vreau să dau, primăria trebuie să dau o judecată, că eu am pierdere morală. Că eu, din cauza cănilor, eu trebuie să am șase vaccine, cum, da? Șase vaccine. Trebuie să primesc. Azi am primit, nu, ieri, sâmbătă am primit una, prima, a treia, la a șaptea, la a 14-a zi și la a 30-a și a 90-a zile eu trebuie să primesc încoace, dar șase vaccine. Asta eu trebuie să vaccine. Din nică nu s-a primit. Soția acestuia afirmă că nu este pentru prima dată când sunt atacați de maidanezi agresivi. Acum câteva luni ar fi ajuns ea la spital cu multiple răni de la animalele fioroase. În o gradă stare mult, ceea că acolo este o canalizație și cu vreo 6 de aici mici sunt și atac. Ea că stăt locul șed și cum, dorm. De-am așa, când mă duc, trebuie să o iau pe parte și ei, ori să aștept cineva merge și să te duci în centru. Și ne-am adresat la primărie de o jumătate de an în urmă, o an în urmă și văd că nimic. Acolo, lângă casa și un băietan o scos pe ei, a scos femeie, o trântit totdeauna acolo pe un bărbat și... Locuitorii orașului Căușeni acuză autoritățile locale de nepăsare și proastă administrare. Mariana Paniș spune că copilul ei a fost de câteva ori atacat de haitele violente de animale. Noi suntem locatari în acest bloc, strada Mihai Eminescu 8, și la noi copilul vine de la școală care se află nu în depărtare de casa noastră. Lunea este piața închisă, adică aici este ieșire la piață și este piața închisă. Copilul este nevoit să înconjoare parcul și să vină acasă. Respectiv, lunea trecută, copilul venind acasă, liniștit, prin o gradă, a ajuns, iată, chiar aici și niște câini străini, pentru că noi avem și câini la noi în o gradă vagabonzi, dar care ne cunosc și adică nu ne atacă. Niște câini străini au început un câine alb să fugă după el. Și el, din frică, a fugit, iată, în această scară, la etajul 4 s-a urcat, dar cu acel câine alb, adică încă 4 câini negri au fugit după dânsul. Și el a fugit la etajul 4, m-a sunat și mama vine, te rog, și plângea, adică era panicat, vine să mă ajuți. Eu am venit și câinii aceia și la mine au început să hamăie. Ei stăteau la soare, pentru că deja a venit primăvara, stăteau și se odihneau la soare. Și eu am luat o piatră, respectiv i-am fugărit și eu au fugit, adică au fugit încolo. Eu presupun că sunt din o gradă vecină. Asta este o situație. Altă situație, adică cu o săptămână înainte, copilul s-a dus la Crafty să-și cumpere un stilou. Acolo la fel sunt câini. A început un câine să fugă după el, el a fugit prin parc și a ajuns la Mia David's Cafe, la un prieten de-a lui, a bătut în ușă, i-a deschis ușa, care un câr de câini, iar fugea de urma lui, iar respectiv frică. Băiatul cel mai mare de clasa 6 l-a dus acasă. Iată cum. Și deja noi, adică nu suntem împotriva la animale, nu suntem Pur și simplu, deja sunt foarte mulți câini care sunt agresivi, care nu pot să merge prin curți străine, merg să duc gunoiul în ograda vecină, pentru că noi nu avem urne aici, în ogradă, deci la fel toți câinii de acolo te hamăie, adică oricum ți-e frică pentru siguranța și sănătatea noastră, adică și a copiilor care merg pe drum. Oamenii cer responsabilizarea autorităților și luarea cât mai urgentă a măsurilor împotriva maidanezilor agresivi. Sunt foarte mulți câini. Dacă vedeți, așa, cuminței nu fac nimic, dar dacă văd un copil cu bicicleta, cu trotineta, ei repede se repet, se muște, se... Într-o zi, eu personal am văzut pe un băiat, fugea spre piață și câinile l-au mușcat. L-au mușcat, băiatul a căzut jos, a ridicat și... Foarte periculos și pentru copii, și pentru maturi, îndeosebit pentru copii, pentru că ei zilnic se afară, se joacă. Personal am și copil mai mari, ei sunt foarte mulți. Când mă duc undeva ca să nu hămie la mine, eu îi arunc ceva. Și el mănânc și pe urmă nu mă face. Dar voi adresați-o la primărie. De ce? Că ei erau unde îi hrăneau acolo pe dânși. Și-o zic, demnau bani de acolo ca să-i hrănească pe dânși. Și le-au dat voi, le-au dat drumtăți. Și am o, ia ca aici, în casa asta din ogradă, dacă nu sunt 20, asta că puțin. Toată noaptea hamăie că nu poți dormi. Nu, de ce să faci? Cui stijelul? N-ai cu stijelul. Potrivit medicilor de la Spitalul Raional Căușeni, de la începutul anului curent, 18 cetățeni din raion au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost mușcați de câini.